În perioada 5-11 august 2024, conform programului operațiunilor europene 2024 al Organizației Poliției Rutiere din Europa, Roadpol, va fi desfășurată acțiunea SPEED, destinată verificării respectării regimului legal de viteză și prevenirii evenimentelor rutiere cauzate de viteza excesivă. Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să respecte regimul legal de viteză aplicabil pe tronsonul de drum pe care circulă, să adapteze în permanență viteza la condițiile meteorutiere, să circule cu prudență și să respecte semnalele polițiștilor rutieri, iar pietonilor să traverseze strada pe marcajul pietonal prin dreptul indicatoarelor trecere pentru pietoni, iar acolo unde sunt instalate semafoare numai la culoarea verde a acestora să evite să pună conducătorii de autovehicule în situația de a frâna brusc pentru a le acorda prioritate și să constituie prin comportamentul lor un exemplu pozitiv pentru cei mici. Polițiștii rutieri vor acționa cu prioritate pentru depistarea celor care depășesc viteza legală, folosind toate echipamentele de supraveghere a traficului rutier și măsurarea vitezei de deplasare a autovehiculelor din dotarea Poliției Române. În perioada 1 ianuarie-31 iulie 2024, la nivelul județului Neamț, din cauza vitezei neregulamentare, au avut loc 9 accidente rutiere grave, în urma cărora 5 persoane au decedat și 6 au fost rănite grav. Astfel, 10,9% din totalul accidentelor grave a avut viteza drept cauză generatoare. În România, viteza maximă admisă în localități este de 50 sau 70 de km la oră, cu acordul administratorului drumului public, respectiv 90-100 de km la oră în afara localităților, 120 de km la oră pe drumurile expres și 130 de km la oră pe autostrăzi.